Vă salut! Vreau să vă arăt cum să prind eroi de la înălțimi. Nu e o filmare programată, dar fiindcă e ceva mai deosebit, vreau să vă arăt cum procedăm. Ia uitați-o, taticul la ce înălțimi stă. El deja e la vreo 7 metri în sus. Ei, nu chiar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stupi. 8 stupi plus prăjina lungă, vă dați seama, în vârful copacului. În vârful copacului. Acum tatică o să coboare rama în jos. Ea încearcă și o coboară în jos, încet, și eu as-o eu. Încearcă și prefă prăjina. Încet, încet. Eu s-o apuc acum. Încă o leacă, încă o leacă. Hop, eu am luat-o. Deci o ramă am luat-o. Acum eu o să o desfac și o să o pun în... Trebuie să pun pauză, că altfel n-am cum. Da. Iată unde am pus eu o ramă. Aici am pus. Are două rame de albine bune, deja. Acum eu am legat o altă ramă, o foiță, ca să fie ușoară, fără miere, să o putem urca sus. Prăjina are vreo 5 metri, înspre 6. Taticul ca atletul. S-o sui la înălțime. Trebuie o leac sau mai ții. Ori e descuturat cumva cu totul copacul. Ia să încerc să apropii. Acolo mai are 2-3 rame buni. Important matca să-i luăm. Am mai prins, dar aici stat mă sus, s-a urcat, n-avem încotro. Salcăm o practică aproape s-a terminat. Mai sunt flori pe locurile mai joase unde a fost mai rece. Curge încă nectar. În câteva zile o să ne apucăm de extras deja. Acum suntem ocupați cu roi, stupii ăștia care sunt unul peste altul, ăștia trebuie umpluți. Eu o să fac, poate bateria, mă lasă bateria, nu știu dacă o să reușesc, dar vreau să vă arăt. Dar rama s-a umplut deja. O să vă arăt și stupii cum i-am pregătit, ca să punem roi. Deja suntem în a treia zi de când lucrăm, de când punem roi. Mai mult de 70 de roi nu reușim pe zi să facem. Mai avem și azi, mâine bocile trebuie să le punem. O să arătăm cum punem bocile. Un cobor. Hai, coboară încet. Încet. Să o luăm și pe asta. Încă o ramă plină cu albină. Dacă era un roi mai mic, poate nu ne deranjam. Dar e un roi destul de mare. Așa încet, așa spun cumva pauză, că nu pot. Așa, următoarea. Sper să vadă, bateria a scăzut. Așa, și albina acum iarăși se duce la loc, se așează pe ramă. Ce mai este acolo? Până una alta merg să filmez și încolo. S-a umplut și asta.
Au mai rămas o ramă încă. Așa. O să pun iar pauză. Ține leacă. Următoarea urcă sus. Și asta o să fie ultima. Ținăm și o albină mai este. Așa, e bine. Și eu. Acum eu o să pui toată pe ramă. Asta e cincea ramă. Mergem încolo și filmăm puțin să vă arăt ce facem. Nu știu cât a să mai ții bateria. Iată ăștia stupii. Albina, cam cât albina vine la apă. Acum să vă dați seama cam ce cules mai avem. Ia ca ăștia stupii. Pe ăștia trebuie să-i mai umplem. Uite așa, îi împachetăm și îi punem în mașină și acasă cu ei. Este oara 12. Nu știu, așa nu mai țin minte ce am făcut avem. Nu avem. Deci ia că care e situația. Aici avem, uite așa ea. Doi punem să scoate. Nu pot că și filmez. Asta se scoate, aici e o familie și aici e încă una. Partea asta, punem două și facem pe două rame. Ramă cu puiet căpăcit și una cu miere și albină. Ia că așa facem. La care are puiet mult și albină sănătoasă, a doua nici nu mai punem albină. Trebuie să fie umplut deja. Rama, gata. Vreau să vă arăt și în stup cât s-a adunat. Ia uitați ce ești. Ia uitați ce ești. E cam asta am vrut să vă arăt. Până data viitoare, numai bine.